Profesori, studenți și oficialități locale au participat luni 14 mai la deschiderea manifestărilor care marchează 20 de ani de la înființare și 10 ani de la acreditarea instituțională a Universității George Bacovia din Bacău. La inițiativa unui grup de universitari cu viziune, în Bacău s-a înființat Universitatea George Bacovia, instituție privată de interes public, ca o alternativă la sistemul de învățământ superior de stat. Un moment important al sărbătorii l-a constituit lansarea volumului Universitatea George Bacovia 1992-2012, al cărui coordonator a fost profesor universitar dr. Viorica Paraschivescu. Ziua de astăzi, când prezentăm public acest album jubiliar, are o încărcătură emoțională deosebită, aparte fiind dedicată amintirilor din cel mai important an al existenței noastre ca universitate, anul 2002. A fost anul recunoașterii naționale eforturilor echipei proiectului Universității George Bacovia din Bacău. 2002 a fost și anul inaugurării acestei moderne clădiri. Proiectat de o prestigioasă societate de arhitectură și construit sub directa coordonare a managerului general inginer Sergiu Zechelarius, sediul unității de învățământ împreună cu acreditarea instituțională din același an a consimțit intrarea Universității Băcăoane în rândul instituțiilor de prestigiu de același nivel din țară, fiind a șasea universitate particulară acreditată din România. La ceas de sărbătoare au primit diplome aniversare și titluri de prieten al Universității George Bacovia, Sergiu Sechelariu, Petru Cimpoeșu, Dumitru Brăneanu și Vasile Dejou. Premiul excelenței a fost înmânat lui Dumitru Sechelariu, primar al orașului Bacău în perioada 1996-2004. Profesorul Dumitru Bontaș a subliniat importanța sprijinului pe care l-a acordat Dumitru Sechelariu de-a lungul timpului unității de învățământ și a rememorat clipele de început ale universității când s-a dat vestea inaugurării primei universități particulare din Bacău. Anunțul l-a bucurat pe toată lumea. Pe unii care trebuiau să dovedească capacități de organizare și de implicare, însă i-au cuprins îngrijorările. În loc să se bucure, au început să se gândească la strategii, viziuni, misiuni, planuri, programe. Pentru ca mai târziu, la 10 ani, să ne bucurăm foarte mult de un prieten al nostru, primarul de atunci, Dumitru Sechelariu. Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Universității George Bacovia din Bacău, se acordă domnului Dumitru Sechelariu diplomă de excelență în semn de recunoștință pentru contribuția deosebită și nemijlocită adusă la edificarea și dezvoltarea bazei materiale a Universității. O bună parte din meritul pe care Băcăoane trebuie să-l atribuie înființării acestei universități aparține domnului Dumitru Sechelariu. Dumnealui a fost alături de cei care au avut inițiativa din primul moment, iar noi, cei care am aflat despre această inițiativă și ne-am implicat ulterior în construirea acestei universități, am simțit sprijinul. Încă o dată îi mulțumim domnului Dumitru Sechelariu ce a făcut pentru Bacău, pentru că nu ne-a făcut nouă favoare. A făcut un mare serviciu Băcăoanelor. Iar dacă noi suntem recunoscători pentru acest lucru, cel puțin în egală măsură trebuie să fie să își exprime satisfacția în legătură cu acest lucru întâi și întâi Băcăoane. Încă o dată felicitări și dați-mi voie să rămânez oficial diploma de excelență domnului Dumitru Sechelariu. Vreau să mulțumesc domnilor profesori cu precădere de această dată domnului profesor și rector Paraschivescu, pentru că dacă nu era dumnealui, eu astăzi nu puteam să fiu mândru studentul de atunci și economistul de astăzi. Numai dumnealui personal m-a făcut să urmez această facultate și pentru asta vă mulțumesc. La finalul manifestărilor, participanții au semnat pe panoul special pregătit pentru acest eveniment.
Chiar dacă vor mai trece alți 10 ani, la fel de frumoși precum cei care îi aniversează universitatea în aceste zile, importanța momentelor trăite pe 14 mai 2012 va rămâne întipărită în memoria premianților. Pentru mine, recunoștința e un cuvânt sacru. Ce au făcut cei profesori la Gheorghe Bacovia, cu precădere, cei 4 rectori, vreau să le mulțumesc de acum, pentru câți ani voi mai avea de trăit, că a fost un moment extraordinar. Această diplomă de excelență are o conotație aparte în sufletul meu și a profesorului, cred, la Universitatea din Bacovia. Sunt profund mișcat. Așa cum am sprijinit învățământul băcăuan și numai cel privat și cel de stat, așa îmi doresc în continuare să fiu alături mai departe și mă obligă Universitatea Gheorghe Bacovia să-i sprijin în continuare mai mult decât am făcut-o până acum, cât și celălalt învățământ din municipiul Bacău.